Dragi telespectatori, scump prieteni, mă bucur foarte mult pentru că din nou putem să fim împreună adunați în jurul Cuvântului Sfânt, o ocazie de părtășie, o ocazie de înălțare către cele cerești. Dumnezeu să fie lăudat și în cele din urmă noi să fim salvați, pentru că aceasta este dorința mare a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Vă spun bun venit și în aceste clipe adunați în jurul Cuvântului Sfânt. Iată ne ajungi la o nouă prezentare din seria Istoria Paștelui. De data aceasta ne îndreptăm atenția asupra Cuvântului Dumnezeu din Noul Testament și aș vrea să vă invit să avem Sfânta Scriptură pregătită, așa după cum ne-am format un obicei deja. Cred că ar trebui să știm că este bine să le luăm. Notițe. Pentru că toate aceste ocazii nu sunt ocazii atât de mult de predicare a cuvântului Dumnezeu, ci în mod special de învățare. Mesajul nostru din această ocazie poartă titlul O lecție de iubire extraordinară. O lecție de iubire extraordinară. Și aș vrea să privim din nou în Sfânta Scriptură un moment în care Domnul Isus Hristos a arătat ce înseamnă iubire cu adevărat. Mergem în Ioan la capitolul 13. Ioan la capitolul 13 și de aici am vrea să citim începând de la versetul 1. Mesajul nostru, o lecție de iubire extraordinară. Priviți ce spune Biblia. Ioan 13, de la versetul 1, citim următoarele. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Iar în pasajul pe care îl citim mai departe, ne este demonstrată această iubire extraordinare, această iubire neobișnuită pe care Hristos a prezentat-o în mod practic pentru ucenicii săi și cu cât mai mult pentru creștinii din toate veacurile, copiii lui Dumnezeu. Citind mai departe, raportul care este înaintea noastră este prezentat în pasajul din Cartea Ioan, capitolul 13. Momentul, actul umilinței și al slujirii Domnului Isus Hristos, actul spălării picioarelor. Și aș vrea să descoperim împreună, în această ipostază, dragostea deosebită, dragostea neobișnuită, extraordinară pe care Domnul Hristos a manifestat-o, această lecție de iubire ce a fost predată ucenicilor săi de atunci și de astăzi. Ioan capitolul 13 și vrem să citim împreună de la versetul 4. S-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era Încins. Aș vrea să subliniem faptul că în actul acesta al umilinței, al slujirii, în actul acesta în care Hristos a predat ucenicilor Săi o lecție a iubirii extraordinare, ucenicilor le-au fost spălate picioarele. Și când ne gândim la ucenici, dați-mi voie să vă spun că, în ocazia aceasta, de cină, ba chiar și în actul acesta umilinței, un ucenic pe nume Iuda Iscarioteanul era prezent acolo. Dacă veți citi cu atenție pasajul mai departe, veți descoperi în Ioan la capitolul 13, Ioan capitolul 13, aș vrea să citim împreună de la versetul 21, cu ocazia Sfintei Cine, Isus anunță pe ucenicii care erau prezenți acolo că El avea să fie vândut. Priviți ce spune Biblia. Ioan, capitolul 13, de la versetul 21. După ce a spus aceste cuvinte, Isus s-a tulburat în Duhul lui, a mărturisit și a zis: Adevărat, adevărat vă spun, că unul din voi mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Isus, stătea la masă culcat pe sânul lui Isus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Isus. Și ucenicul acela s-a răzemat pe pieptul lui Isus și i-a zis, Doamne, cine este? Isus a răspuns, acela căruia îi voi întinge bucățica și o voi da. Și-a întins o bucățică și i-a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon, Iscarioteanul. Cum a fost dată bucățica, a intrat satana în Iuda. Iisus i-a zis, ce ai să faci, Fără repede. Dar nimeni dintre cei ce se dau la masă, n-a înțeles ce, pentru cei zisese aceste vorbe. Și unii credeau că de vreme ce Iuda avea punga, Iisus vrea să-i spună, cumpără ce ne trebuie pentru praznic sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit în grabă. Era noapte. Dragi spectatori, scump prieteni, din pasajul pe care tocmai l am citit, reies două lucruri foarte, foarte importante. În primul rând, este mai mult decât clar că Iuda Iscarioteanul, acesta care a plănuit și a orchestrat vânzarea Domnului Isus Hristos, a fost prezent la cină. Asta înseamnă, în consecință, că Iuda Iscarioteanul a fost unul dintre ucenicii cărora Domnul Isus Hristos i-a spălat picioarele. Domnul Isus Hristos, învățătorul Fiului Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, s-a plecat pe genunchi a luat ștergarul, s-a încins, a luat ligheanul și apă și a spălat picioarele ucenicilor săi, inclusiv a trădătorului, inclusiv a celui care plănuia, plănuise să-l vândă și să-l dea în mâna preoților și cărturarilor aceștia dorind să îl omoare în cele din urmă. Dacă vom deschide Biblia în cartea Luca, la capitolul 22, Biblia face foarte clar acest aspect, că înainte de momentul cinei, înainte de momentul cinei, Sfânta Scriptură ne prezintă faptul că Iuda Iscarioteanul deja aranjase vânzarea Domnului Isus Hristos. Citiți, începând de la versetul 7 în Luca, momentul în care Domnul Hristos le spune ucenicilor săi să pregătească odaia sau locul pentru servirea Paștelui. Dar înainte de a avea loc servirea Paștelui, sărbătorirea Paștelui, Domnul Hristos a fost vândut de către Iuda. Priviți ce spune Biblia în Luca, la capitolul 22 și vrem să citim de la versetul 1. Mesajul nostru, o lecție de iubire extraordinară. Luca 22 de la versetul 1. Praznicul azimilor, numit Paștele, se apropia. Preoții, cei mai de seamă și cărturarii, căutau un mijloc cum să omoare pe Isus, că se temeau de norod. Dar satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpetenile străjerilor templului. Cum să-l dea în mâinile lor? Ei s-au bucurat și au căzut la învoială să-i dea bani. Și după ce le-a făgăduit că li-l va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Isus în mâinile lor fără știrea norodului. Și apoi este descris în următorul verset acea întâlnire mai departe în care Domnul Hristos alături de ucenicii săi aveau să servească Paștele împreună, loc în care a fost servită și Sfânta Cină. Dragi spectatori, cu ocazia spălării picioarelor, actul acesta al umilinței și a slujirii, Domnul Iisus Hristos ne-a predat tuturor o lecție de iubire extraordinară. Pentru că Domnul Isus, cu toate că știa caracterul lui Iuda, cu toate că cunoștea motivațiile acestuia, cu toate că știa de planul pe care acesta îl avea și de dorința de a obține câștig, profit în urma vânzării Domnului Isus Hristos, cu toate acestea, Mântuitorul tău și Mântuitorul meu s-a plecat să spele picioarele unui astfel de om. Vedeți dumneavoastră, de-a lungul lucrării Domnului Isus Hristos, din nou și din nou, Domnul Hristos a încercat oarecum să îi atragă atenția lui Iuda cu privire la starea în care se găsea inima lui. Și sunt mai multe pasaje în Biblie care descriu oarecum egoismul, dorința de înălțare, dorința de câștig, de profit al lui Iuda cu orice preț. Dacă citim în Biblie în cartea Ioan, aș vrea să vă invit să deschidem Biblia în cartea Ioan la capitolul 12 cu șase zile înainte de Paști vom vedea, s-a întâmplat ceva. Ioan capitolul 12 și vrem să citim de la versetul numărul 1. Ioan 12 de la versetul 1. O lecție de iubire extraordinară. Priviți ce spune Scriptura aici. Cu șase zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea și Lazar era unul dintre cei ce se deau la masă cu el. Maria a luat un litru de mir, de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Isus și l-a șters cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul fiului Simon, care avea să-l vândă, a zis, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta de grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Observați atitudinea lui Iuda Iscariotean. fățărnicia aceasta lui Iuda Iscarioteanu, ipocrizia aceasta pe care el o manifesta în public, aparent, transmițând o adâncă pioșenie și o dorință de a sluji celor din jur, dar în ascuns un hoț și un tălhar, un om egoist, dornic de a se îmbogăți cu orice preț. Iar Domnul Hristos știa foarte bine cu cine avea de-a face. În Ioan la capitolul 6, în Ioan la capitolul 6, citim următoarele cuvinte. Ioan, capitolul 6 și vrem să citim împreună de la versetul. Haideți să citim împreună de la versetul numărul. Haideți să citim de la versetul numărul 66. În urma unei predici rostite de Domnul Hristos, ucenicii de ai săi au hotărât să nu-l mai urmeze și s-au îndepărtat de ei spunând, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o suporte? Dragi spectatori, același lucru este valabil și astăzi. Sunt foarte mulți oameni care mărturisesc că sunt creștini, care mărturisesc că sunt ucenici ai Domnului Isus Hristos, dar în clipa în care vor fi atinși idolii lor, păcatele lor personale, ascunse sau pe față, mulți se vor îndepărta de Mântuitorul, mulți se vor îndepărta de adevărul lui Dumnezeu. La fel ca ucenicii din vremea Domnului Isus Hristos. Ioan, capitolul 6, de la versetul 66, citim. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Isus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți. Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. Iisus le-a răspuns, nu v-am ales eu pe voi cei 12 și totuși, atenție, unul din voi este un drac. Sau mai bine zis, unul dintre voi este sub influența satanei. Unul dintre voi are în inima lui semințele nelegiuirii și ale răzvrătirii celui rău. Versetul 71 vorbea despre Iuda fiului Simon, Iscarioteanul, căci el avea să-l vândă, el unul dintre cei 12. Se ridică o întrebare la momentul acesta. Mesajul nostru, o lecție de iubire extraordinară. Ce a dorit Domnul Hristos să-i transmită lui Iuda Iscarioteanul, spălându-i picioarele. Nu i-a adresat nicio mustrare. Nu a adoptat nicio atitudine care să-l facă să se simtă neconfortabil, stânjenit, pus la colț, nici de cum. Și Domnul Hristos, Marele Învățător, a predat lecția umilinței și a slujirii și a iubirii extraordinare față de un trădător. Mă întreb care erau simțămintele, care erau emoțiile pe care le avea atât Iuda Iscarioteanul și mai mult decât atât, cu mult mai profund, ce era în inima Domnului Hristos când spăla picioarele lui Iuda. Îmi imaginez această scenă. Domnul Hristos cu, cu lacrimi în ochi, încerca să-i transmită lui Iuda cât de mult îl iubește. Cât de mult îl dorește cu gelozie pentru sine. Iuda, eu mă lupt pentru tine. Eu te vreau lângă mine. Eu te vreau de partea mea. Ai posibilitatea să te smerești. Ai posibilitatea să te schimbi. Ai posibilitatea să fii curat. Ai posibilitatea ca Umbletele tale, picioarele acestea, planurile tale care au fost făcute împotriva mea, toate acestea să fie puse deoparte și tu să devii ceea ce eu am în plan să devii, să fii un ajutor pentru mine. Dragi telespectatori, scump prieteni, o lecție de iubire extraordinară. Câtă iubire a arătat Domnul Isus Hristos față de trădătorul său. Și vreau să vă spun, s-ar putea ca unii dintre noi să ne gândim că iubirea pe care a manifestat-o Domnul Hristos față de Iuda a fost mai mică. Hristos a fost părtinitor față de ucenicii săi. Nu este adevărat. Hristos nu a transmis nici de cum faptul că pe Iuda îl iubea mai puțin decât pe Ioan. Nici de cum. Domnul Hristos să iubea pe toți la fel. Le-a spălat picioarele tuturor. Nu a fost unul căruia Iisus să-i spune ție, nu am să spăl picioarele. Hristos s-a umilit față de fiecare. Hristos a slujit fiecăruia. Hristos și-a arătat dragostea fiecăruia dintre ei și în mod special față de Iuda Iscarioteanu. Dragii mei, în acest act al umilinței și al slujirii, este predată o lecție de iubire extraordinară. Și dați-mi voie să vă spun: aceeași iubire, aceeași iubire, aceeași iubire care a fost arătată față de Ioan, față de Iuda Iscarioteanul, față de Petru, față de ceilalți ucenici și în mod special față de trădătorul acesta asupra căruia satana se lupta să pună stăpânire pe deplin în inima lui. Aceeași iubire pe care l-a făcut pe Domnul Hristos să spele picioarele trădătorului său, este iubirea care l-a făcut pe Domnul Hristos ca să strige pe cruce pentru cei care îl bat jocoreau și l-au vândut și îl insultau. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Priviți ce spune Biblia în Luca la capitolul 23. Luca la capitolul 23. Și privind la exemplul acesta de iubire. Privind la exemplul acesta de slujire. La fel cum Domnul Isus Hristos a spălat picioarele lui Da Iscarioteanul, vreau să vă spun stimați de la spectatori scump priete. Dacă i s-ar fi oferit ocazia Domnului Isus să spele picioarele lui Pilat, lui Ana și lui Caiafa, Isus ar fi făcut-o. Isus ar fi plecat și asupra celor care îi doreau răul și îl urau. Și Isus ar fi plecat și le-ar fi spălat picioarele, umilindu-se, smerindu-se, slujindu-le, dându-le dovadă de o iubire neegoistă, o iubire extraordinară în încercarea de a-i salva și de a-i mântui. Priviți ce spune Biblia în Luca la capitolul 23 și vrem să citim împreună de la versetul 33. Luca 23, de la versetul 33, citim următoarele. Biblia spune, când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo. Pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Priviți dumneavoastră, Isus se roagă pentru cei care trag la sorți hainele sale, pentru cei care bat jocoresc, pentru cei care i-au bătut cuie în palme și în picioare, pentru cei care au râs de el și l-au scuipat. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și dacă în aceste cuvinte, în această rugăciune rostită de Domnul Hristos, noi nu putem să vedem iubire și o iubire extraordinară atunci noi nu înțelegem cine este Dumnezeu și cât de mult iubește El pe om în dorința de a salva. Biblia ne spune de la versetul 35 în Luca 23. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Isus și ziceau, pe alții i-a mântuit. Să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul alesului Dumnezeu și de asemenea își băteau joc de el, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau, dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești, acesta este împăratul iudeilor. Unul dintre tălharii răstigniți îl bagiocorea și zicea, nu ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-te Mântuiește-ne și pe noi. Câtă bagiocură, jocură, câtă ridiculizare, câtă nesimțire am putea spune din partea celor care erau în jurul crucii. Câte cuvinte de ocară, câte injurii, câte blesteme erau aruncate asupra Domnului Hristos. Și cu toate acestea, Isus ne predă o lecție de iubire extraordinară. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Vedeți dumneavoastră, dragi telespectatori, Domnul Isus Hristos, în lucrarea sa și în slujirea sa, El a trăit tot ceea ce El a predicat. Repet, în lucrarea sa, Domnul Hristos a trăit tot ceea ce El. A predicat și a învățat pe oameni prin exemplu practic. Cât de lipsă suntem noi, găsiți la capitolul acesta? Cât de departe suntem noi de ceea ce dorește Dumnezeu? Ne pricepem foarte bine la teorie, dar, din nefericire, adesea suntem repetenți la această lecție, o lecție de iubire extraordinară. Uitându-ne la iubirea pe care Domnul Hristos a manifestat-o față de un trădător, față de Iuda Iscorioteanul, la cărui inimă era deja în, în mâinile, sub influența satanei, se ridică o întrebare. Ce fel de atitudine manifestăm față de vrăjmașii noștri noi? Cum ne raportăm noi? Față de cei care ne doresc răul. Ești gata să te umilești înaintea unui astfel de om? Ești gata să slujești unui astfel de om? Ești gata să-i arăți unui astfel de om, în ciuda la atacurile și loviturile pe care le primești din partea lui, că îl iubești și dorești binele și salvarea? Aceasta este lecția de iubire extraordinară pe care a predat-o Domnul Hristos în actul lumininței spălarea picioarelor. Actul acesta al lumininței ne arată că slujim un Dumnezeu care ne așteaptă, ne iubește și ne dorește cu gelozie pentru sine, chiar dacă am fi asemenea la Iuda Iscarioteanul. Domnul Hristos nu se depărtează de astfel de oameni. Și oarecum, pentru noi aceasta ar trebui să fie o mare încurajare. Biblia spune, pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Hristos a venit în lume să mântuiască, nu pe cei sănătoși, nu pe cei care n-au trebuință de doctor, spunea el, nu pe cei neprihăniți, ci pe cei care sunt păcătoși. În această ocazie, mulți stimatele spectatori, scump prieteni care urmărești, programul acesta. Dacă te simți un trădător, dacă te simți un vânzător al lui Dumnezeu, dacă pentru a obține bunurile lumii acesteia, perspective ale egoismului și a împlinirii poftelor lumii, l-ai vândut pe Hristos, ai vândut relația ta cu Dumnezeu, ai vândut adevărul lui Dumnezeu pentru a câștiga lumea, vină la Domnul Isus. Vino la Domnul Isus și lasă-L pe El să-ți arate cât de mult te iubește, cât de mult dorește ca tu să fii salvat, să fii alături de El în împărăția celor. Aceasta este lecția pe care Hristos a predat-o în actul umilinței, spălarea picioarelor. Avem șansa aceasta și posibilitatea astăzi. Și așa după cum vă spuneam și dumneavoastră, întrebarea pe care Dumnezeu mi-o pune mie și ți-o pune ție. Care este raportul tău? Care este atitudinea ta? Comportamentul tău față de trădătorii din viața ta? Față de vrăjimașii din viața ta? Față de cei care îți doresc răul? Față de cei care îți doresc răul? Față de cei care doresc să profite, să câștige de pe urma ta? Cum te raportezi tu față de ei? Asemenea Domnului Hristos, cel care s-a plecat și le-a spălat picioarele? Dumneavoastră, vedeți cât de repetent suntem la această lecție extraordinară a iubirii și cât de mult avem de crescut. Nu la întâmplare vă spuneam că Domnul Hristos, pe parcursul slujirii sale pe pământul acesta, tot ceea ce El a predicat, tot ceea ce El a spus înaintea oamenilor, El a exemplificat și a trăit. Priviți ce spune Biblia în Matei la capitolul 5. Matei, capitolul 5. Și de aici și titlul titlul prezentării noastre din această ocazie, O lecție de iubire extraordinară. Matei capitolul 5 și vrem să citim împreună de la versetul. Haideți să citim de la versetul numărul 44. Matei capitolul 5 de la versetul 44, Biblia spune următoarele. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Faceți bine celor ce vă urăsc. Rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Dați-mi voie să vă întreb. S-au împlinit cuvintele acestea pe care Hristos le-a predicat înaintea oamenilor? Le-a exemplificat Domnul Hristos în viața sa practică când a fost pe pământ? S-a rugat Domnul Hristos pe cruce pentru cei care îl prigoneau? S-a rugat Domnul Hristos pentru cei care îl jocorau. A făcut Domnul Hristos bine și a slujit pe cei care plănuiau vânzarea lui și moartea lui, așa cum s-a întâmplat la momentul cinei când Isus a plecat pe genunchi și a spălat picioarele ucenicilor săi. Da. Matei 5, de la versetul 44, citim din nou. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asuprești și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni. Și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameni și, și acum ascultați versetul 47. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit sau ce lucru extraordinar faceți voi? Nu așa fac oare și păgânii? Cu alte cuvinte Dumnezeu ne spune că iubirea pe care Dumnezeu dorește ca noi să o exemplificăm în viața noastră. Este o iubire neobișnuită. Este o iubire extraordinară. Este o iubire, o lecție de iubire pe care Hristos a predat-o atât în teorie cât și în practică. Și acea lecție de umilință, de slujire și de iubire extraordinară a fost predată în actul umilinței prin spălarea picioarelor ucenicilor inclusiv a trădătorului Iuda Iscariotean, care era folosit de satana pentru a duce la moartea lui Isus Hristos. scumtele spectatori, Biblia continuă și spune în versetul 48 Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Există o strânsă legătură între desăvârșire conform acestui pasaj. Și iubirea aceasta extraordinară, iubirea aceasta neobișnuită, iubirea aceasta deosebită, super iubirea aceasta, dacă aș putea spune, care trebuie să fie manifestată în viața noastră. Cât de frumos a predat Domnul Isus această lecție de iubire ucenicilor săi din timpul acela, cât și nouă astăzi. Nu este de mirare, dragi telespectatori că actul acesta al lumininței, a spălării picioarelor, este tratat cu atât de multă neglijență și bătaie de joc într-un timp ca acesta. Și auzim voci care spun, eu nu pot face așa ceva, eu nu mă pot apleca să spăl picioarele aproape lui meu. Cu toate că porunca este foarte clară în cuvântul inspirat și vom învăța despre aceasta în următoarea prezentare. Nu e de mirare că nu putem. Nu e de mirare că nu putem spăla picioarele fratelui nostru. Nu e de mirare că nu ne putem uita în ochii dușmanului nostru. Nu e de mirare că nu ne putem umili și smeri în fața celui care ne-a greșit. Pentru că se cere din partea noastră o iubire extraordinară, neobișnuită. Se cere să avem inima și gândurile Domnului Isus Hristos. Aceasta este lecția de iubire pe care Domnul Hristos a predat-o în actul umilinței, actul spălării picioarelor. O lecție de smerenie, de slujire și de iubire extraordinară, chiar și față de vrăjmași. Cât de departe suntem noi de standardul acesta? Și cu toate acestea, din nou și din nou în Sfânta Scriptură, suntem îndemnați să răspundem cu bine la rău. În cartea roman, la capitolul 12, ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Roman, capitolul 12, de la versetul 17, citim următoarele: Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu căci este scris. Răzbunarea este a mea. Eu voi răsplăti, zice Domnul. Din potrivă, dacă este foame vrășmașului tău, dă să mănânce. Dacă este sete, dă să bea. Dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbunea prinși pe capul lui. Și acum ascultați versetul 21. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Cu alte cuvinte, iubește neobișnuit. Iubește extraordinar. Manifestă caracterul Domnului Isus Hristos. Acestea sunt lecțiile ce au fost predate de Domnul Isus în actul umilinței, actul spălării picioarelor. Dragi telespectatori, aș vrea ca să Îl rugăm pe Dumnezeu în această ocazie să umple inima noastră de această iubire extraordinară. să cerem lui Dumnezeu să ne învețe și pe noi aceste lecții foarte importante. să cerem lui Dumnezeu să toarne în inima noastră prin Duhul Sfânt, Dragostea. Dragoste nu numai pentru cei care ne doresc binele, pentru prietenii noștri, ci chiar dragoste pentru cei care ne doresc răul. Lecția aceasta a fost învățată de ucenicii credincioși al lui Dumnezeu în toate veacurile. Și nu numai că a fost învățată în teorie, în cuvânt, ci în viața practică. În faptele apostolilor, la capitolul 7 este prezentat un slujitor al lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 7, un slujitor al lui Dumnezeu pe nume Ștefan. Faptele Apostolilor, capitolul 7. Și vrem să citim împreună de la versetul, haideți să citim împreună de la versetul numărul 59. Acest slujitor al lui Dumnezeu pe nume Ștefan, plin de Duhul Sfânt, după ce a prezentat adevărul lui Dumnezeu în claritatea și în frumusețea lui, Biblia ne spune că acest cuvânt însă nu a fost pe placul ascultătorilor. Scrâșneau din dinți când îl auzeau vorbind. Și cu toate acestea, în cele din urmă, se vede în viața lui Ștefan amprenta locuirii Duhului Sfânt și acelei dragoste neobișnuite, extraordinare despre care am vorbit în ocazia aceasta. De la versetul. 57. Priviți ce spune Biblia. Fapte 7, de la versetul 57. Ei au început atunci să răcnească. Și-au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii, și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Și-au aruncau cu pietre în Ștefan. Și acum ascultați ce făcea Ștefan care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Cu alte cuvinte, dacă suntem atenți, aceeași rugăciune care a fost rostită de Domnul Hristos pe cruce, Tată, iartă-i, căci nu știi ce fac. A fost rostită și de acest copil al lui Dumnezeu. Și spune Biblia că cu ultimele sale puteri, în timp ce era lovit de pietrele acelea, cu glas tare să audă toți, Ștefana a strigat, Eu vă iubesc, nu vă vreau răul, tată, nu le ține în seamă păcatul acesta. Acesta este creștinismul adevărat. Iubiți telespectatorii. Acesta este creștinismul pe care Dumnezeu vrea să l-vadă în viața ta și în viața mea. Și lecția aceasta de iubire extraordinară, prezentată de Domnul Hristos în actul umilinței, actul spălării picioarelor, este lecția care a trebuit să fie prezentă în viețile noastre și exemplificată în viața de zi cu zi. În 1 Corinteni la capitolul 4 ni se spune despre slujitorii lui Dumnezeu și este pasajul cu care Aș dori să închei în această ocazie mesajul nostru, o lecție de iubire extraordinară. 1 Corinteni, capitolul 4, și vrem să citim împreună de la versetul 9. Și dați-mi voie să vă spun că trăim într-un timp în istoria acestui pământ. Și nu numai acum a fost valabil lucrul acesta. Când viața noastră, caracterul nostru, deciziile noastre, sunt urmărite cu un interes de tot Universul. Tot cerul, lumile necăzute în păcat, îngerii privesc cu imire exemplificarea caracterului lui Dumnezeu. Și ori de câte ori noi manifestăm această dragoste extraordinară, neobișnuită despre care am vorbit, mare bucurie este în ceruri. Priviți ce spune Biblia. Începând de la versetul 9, 1 Corinteni, capitolul 4. Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi apostoli. Oamenii cei mai de pe urmă niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște. Cuvântul folosit în limba greacă, în dreptul acestui termen priveliște, este cuvântul teatron. De aici vine și termenul teatru sau avem piesă de teatru. Suntem o priveliște, asemenea unei piese de teatru, și suntem urmăriți, suntem analizați. Suntem sunt spectatori care privesc această priveliște. Priviște spune Cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Oamenii, făcându-se referire la locuitorii acestei planete. Îngerii. Știm, vorbim despre îngerii credincioși și îngerii necredincioși care nu și-au păstrat vrednicia și ne-au rămas lângă Dumnezeu. Dar când Biblia vorbește despre lume, vorbim despre lumile necăzute în păcat, vorbim despre celelalte lumi create de Dumnezeu, unde păcatul nu a ajuns să fie acceptat neascultarea de cuvântului Dumnezeu. Priviți ce spune Biblia. Versetul 10. Și pentru că suntem o astfel de priveliște, noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înțelepți în Hristos, noi slabi, voi tari, voi puși în cinste, noi disprețuiți. Până în clipa aceasta suferim de foame și de sete. Suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc, ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre. Și acum, ascultați, când suntem ocărâți, Binecuvântăm. Exact ca Isus. Când suntem prigoniți, răbdăm. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Așa făcea Isus. Și așa au făcut copiii lui Dumnezeu, ce au avut în inima lor turnată această dragoste extraordinară. Stimate telespectatori, scump prieteni, în această ocazie ne rămâne o întrebare. Ce ai învățat tu în urma lecției acestea predate de Domnul Isus Hristos? Ce ai învățat tu privind la actul umilinței Domnului Isus spălarea picioarelor? Ce ai învățat tu văzând umilința, slujirea și dragostea extraordinară manifestată de Domnul Hristos chiar și pentru trădătorul al cărei inimă era stăpânită de Satana? Ce ai învățat tu? Ce am învățat eu? Ce mă va împiedica pe mine dacă el, Domnul, fără păcat, neprihănit și nevinovat, a ales să se plece, să se încingă cu ștergarul și să spele picioarele ucenicilor? Este numai mândria, încăpățânarea și egoismul care mă vor face pe mine ca să nu adopt. Aceste lecții importante în viața mea. Nu am nicio scuză să nu mă plec înaintea fratului meu și să fac așa cum învață Sfânta Scriptură. Vă invit să să ne rugăm la momentul acesta și să-i cerem lui Dumnezeu să pună această iubire extraordinară în viața ta și în viața mea. Vă invit ca în aceste momente să ne plecăm capetele și să ne rugăm lui Dumnezeu. Tatăl nostru care tronezi în ceruri, nu avem cuvinte, Doamne, ca să-ți mulțumim pentru lecția de iubire extraordinară pe care ai predat-o în actul umilinței, spălarea picioarelor. Nu este de mirare, Doamne, că ceea ce tu ai poruncit în mod direct să fie făcut între copiii tăi nu este crezut și nu este practicat. Pentru că cere sacrificiu, cere smerenie, umilință, slujire și o iubire extraordinară, deosebită, care este amprenta și pecetea copilor tăi credincioși. Doamne, te rugăm să ne ierți, că ne uităm la viața noastră și la nedesăvârșirile noastre, că ne uităm la comportamentul nostru plin de încăpățânare și de mândrie și de egoism, ne vedem atât de departe de Tine. Dar te rugăm, Doamne, să ne ajuți și să nu ne lași. Învață-ne Tu să fim asemenea lui Ștefan. Învață-ne Tu să fim asemenea primilor creștini. Învață-ne Tu să fim asemenea modelului de săvârșit, Domnul Isus Hristos. Adul Tu această iubire extraordinară în familiile noastre, în bisericile noastre, în societate, Doamne între vecinii noștri, între colegii noștri de muncă și te rugăm, ajută-ne să fim martorii tăi. Binecuvintează, te rog, pe toți cei care au ascultat mesajul acesta și pregătește-ne tu pentru împărăția ta. Prin Domnul Isus te-am rugat. Amin. Dragi telespectatori, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Vă aștept cu mult drag și cu mare bucurie la o următoare prezentare. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amen!